revenit la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela, iar în clipul de astăzi avem ceva ușor mai atipic, ceva ce nu am mai făcut la mine pe canal de pe vremea când făceam project planner pentru produse de make-up. Ei bine, mi-am propus ca pentru 2023 să mai și consum parfumuri, nu doar să cumpăr. Teoretic mi-am propus ca în 2023 să nu mai cumpăr decât parfumurile pe care le termin și care mi-au plăcut și pe care le mai găsesc de cumpărat. Așadar, ne vom concentra mai mult pe parfumurile pe care le am în colecție, despre unele nu v-am vorbit mare lucru, vom face review-uri la ele, vom face topuri și așa mai departe, dar m-am gândit ca acum pe finalul anului să dau startul unui proiect, pentru că mai avem câteva zile din anul 2022, m-am gândit să filmez introducerea acestui proiect înainte de a începe anul 2023. Ei bine, anul acesta mi-am propus un project pen, iar regula project pen-ului este ca atunci când termin un parfum să introduc altul în project pen. Mi-am ales câteva parfumuri, o să vedeți imediat despre care parfumuri este vorba, dar pe lângă acestea voi folosi și restul parfumurilor din colecția mea. Dacă am chef de un parfum în ziua respectivă, îl voi folosi. Am ales aceste parfumuri doar pentru a le aduce mai în față și a le consuma ori pentru că îmi plac și le-am tot dat în spate și nu le-am folosit pentru că au fost altele noi, ori fie pentru că mai au puțin în ele, ori fie că vreau să le am în atenție. Scopul acestui project pen este să mă concentrez pe aproape toată colecția mea de parfumuri și să le rotesc în așa fel încât să ajung la toate parfumurile. Pentru că uneori mi se pune pata pe câte unul, îl folosesc până aproape de terminare, apoi îl las acolo într-un colț și uit de el. De data asta, o să vedeți că am câteva parfumuri cu care am făcut așa, le-am purtat foarte mult într-o perioadă, o săptămână, două, trei, o lună la rând, după care m-am plictisit de miros, l-am pus acolo în dulap și nu l-am mai folosit un an. Așa că scopul acestui project pen este să ajung la cât mai multe parfumuri din colecția mea. Dacă se poate să le termin, o să le termin, o să vedeți că unele dintre ele sunt pe terminate. Dacă nu, odată la ceva timp să le rotesc. În principal, scopul este să termin parfumurile pe care le am mai vechi în colecție, parfumuri pe care le am de 2 sau de 3 ani în colecția mea, astfel încât să consum ce este mai vechi, apoi să mă concentrez pe ce este mai nou, pentru că toate parfumurile din colecția mea îmi plac și cam asta este scopul unui project pen. Haideți să nu mai lungesc vorba și să vă arăt. Le-am aici pe o tăviță, am din mai toate categoriile de parfumuri și am și unul care a intrat nou în colecția mea, dar care nu pot să zic că mă fascinează atât de tare, adică o să discutăm imediat despre el și o să vedeți. Am introdus parfumuri Avon, am introdus parfumuri Oriflame, am introdus parfumuri de brand, am introdus mai multe parfumuri. Iar primul parfum pe care l-am, o să vă spun și notele de data aceasta la parfumuri, primul parfum pe care l-am introdus în colecția mea este un parfum în colecție, doamne, pe care l-am introdus în project pen, este un parfum de la Avon. Ia să vedem și discutăm aici despre Persiv. Îl am deja de destul de mult timp în colecție, îl țineam, hai să ne mai aducem aminte de vremurile bune, dar vreau să-l folosesc pentru că este un parfum care mie îmi place foarte mult și vedeți că este consumat destul de puțin din el. Persiv de la Avon este un parfum, doamne, ce bine miroase, pe bază de pară și freze, are o pară și o freze superbă și mai are și alte lucruri delicioase. El se deschide cu note de frezie galbenă, piper alb, în mijloc avem pară, garoafă, prune de damasc, ilang ilang, iar baza este de mosc, de lemn de santal, orhidee vanilată și cedru. Mie îmi place foarte mult acest parfum și nu știu de ce îl tot dau în spate și nu îl folosesc. Așa că mi-am propus să-l introduc în acest project pen pentru a îl folosi mai mult, pentru că îmi place mirosul lui. E un parfum de la Avon care mie chiar îmi place, printre puținele care chiar îmi plac, și are și o persistență destul de bună pe mine. Și mi-am propus ca în zilele în care m-am mai satur de dulcegării să apelez la acest parfum. L-am introdus în project pen fix din motivul ăsta. Următorul parfum este unul de la Oriflame.
care m-a dezamăgit la capitolul persistență, dar este un parfum care miroase foarte bine și discutăm despre Dare to Shine. Din acest parfum vedeți că am consumat un piculeț mai mult, practic cam atât am consumat din el. Dare to Shine de la Oriflame este un fructat floral care miroase absolut demențial, dar care pe pielea mea nu ține, așa că va fi folosit pe post de parfum de mers la culcare, parfum de zi cu zi când nu am chef de ceva neapărat deosebit, dar în principal parfum de mers la culcare. Pentru Dare to Shine avem o deschidere de pară cu smeură și piper roz, nu simt piper roz, ceea ce îmi place. În notele de mijloc avem floare de tiare, iasomir, sambac și heliotrop, iar în bază vanilie, lemn de santal și ambră. Are un miros foarte frumos și m-a oftic atât de tare ca pe mine nu ține, dar asta este. Îl vom folosi când mergem la somn. Scopul cu acest parfum este să îl termin. La persiv este să îl folosesc mai des. O să mergem cu un parfum de brand pe care vreau să îl termin pentru că mai am foarte puțin în el. Și discutăm despre Yes I Am de la Cacharel. Așa arată el. Mai am în parfum cam până pe aici. Deci mai am cam un sfert din acest parfum. Este un parfum dulce, lactonic, caramelicios, foarte bun. Problema cu el, again, este că nu ține. La acest parfum avem în deschidere smeură, mandarină, bergamot și lămâie. În mijloc, gardenie, floare de ghimbir, ambră, iasomie, floare de portocal, trandafir. Și baza e plină de delicioșenii. Lapte, caramel, vanilie, cardamom, lemn dulce, cumarină, reșină benzoică, lemn de santal și lemn ambrat. Îmi place foarte mult parfumul. Este un parfum absolut demențial și mi-ar fi plăcut să țină mai mult pentru că se simt notele alea lactonice, simți caramel, simți cardamom. În principal se simt foarte puternic notele din bază. Este și vanilat, e dulce, e absolut demențial. Din păcate nu prea ține. Și motivul pentru care l-am introdus în acest proiect este că parfumurile de la Cacharel au o valabilitate de 2 ani. Practic după 2 ani ar începe să se cam ducă. Și vreau să-l folosesc pentru că îmi place, nu mai am mult în el și o să îl dau gata în perioada asta. Următorul parfum este tot de la Oriflame și îl folosesc tot în momentul în care mă pun la somn și este vorba despre acest Loved Up Feel Good. Așa arată el, vedeți că nu mai am foarte mult în el, asta pentru că îmi place mirosul. Este o apă de toaletă dulce, dulce, dar la care persistența este una destul de slabă, adică mai mult de 2-3 ore nu reușesc să rezist, maxim 2-3 ore. Avem în deschidere prune, piper negru, avem în deschidere prune, în mijloc piper negru și în bază lemn de santal. Eu tot ce simt este un muniz bombonicios, dulce, jucăuș, extrem de dulce, cum îmi plac mie parfumurile. Dar nu ține și este parfumul pe care îl folosesc în prezent atunci când merg la culcare. Vedeți că nici în el nu mai am foarte mult, deci în curând și el va fi gata. Scopul cu acest parfum este să îl termin. Următorul parfum este unul unul pe care mi l-am dorit foarte mult, dar am rămas dezamăgită de proiecție. Și persistență și este unul mai plin un pic și vorbim despre Jimmy Choo Illicit. Eu am avut mai multe parfumuri de la Jimmy Choo, am avut Jimmy Choo Fever în 40 de ml, acum le-am în 100 de ml, pe pielea mea persistă bombă. Am avut Jimmy Choo Blossom care la fel persista bombă, se apropia foarte tare de Angel Nova ca și miros, ca și persistență și așa mai departe. Și am leșinat dorindu-mi acest Jimmy Choo Illicit, care din note și la atomizor și pe piele
Miroase demențial. Problema cu el este că abia îl simt. Nu înțeleg ce se întâmplă cu el. Are deschidere de ghimbir și portocală amăruie. În mijloc avem iasomie, sambac, floare de portocal și trandafir. În bază avem miere, ambră, caramel, vanilie, lemn de santal, cașmeran. Dacă citești baza, te aștept să fie o bombă dulce. El este dulceag, dar nu foarte. Dar nici nu proiectează. E un parfum așa, suav la nivelul pielii. Și l-am băgat în proiect pentru să-l folosesc, pentru că n-are rost să-l țin. Pentru ce? O să îl folosesc, o să mă bucur de el, o să-l reaplic de 15.000 de ori pe zi. Aia e. Următorul parfum la care nu vă mai zic notele este Burberry Her. Uite așa arată el. Vedeți că mai am în el foarte, foarte puțin și tot țineam de stropii ăștia, nu știu de ce țineam. Așa că am decis să-l bag în Project Pen. Smoothie de căpșuni, X de bacara ruj, toate lucrurile astea, persistență, bombă. L-am folosit într-o perioadă până când mi s-a luat de el. De fapt, mi s-a luat de el când am început să simt toate parfumurile care seamănă a Baccarat Rouge, inclusiv clone de Baccarat Rouge prin tot Bucureștiul, și ăla a fost momentul în care, efectiv, n-am mai putut să port acest parfum. Dar l-am introdus în Project Pen pentru că este un parfum gurmand, cremos, smoothie de căpșuni cu iz de zahăr ars, foarte frumos parfumul și vreau să îl termin, că mai am aici și un stropșor. Și am zis că e cazul să îl termin. Următorul parfum este unul de la Miller Harris și l-am băgat pentru că este micut și îmi place foarte mult mirosul și vreau să-l folosesc. Este destul de asemănător cu English Parent Frisia, doar că aici avem o tuberoză. Miroase foarte bine, îmi place foarte mult parfumul, am o variantă mică în care mai am o jumătate. Are 14 ml, deci mai am 7 ml de parfum, așa că m-am decis să-l bag și pe el în Project Pen pentru că îmi place mirosul, vreau să îl port ca apoi să trec la English Parent Frisia. Foarte frumos parfumul și îmi place foarte mult. Următorul parfum este unul la care vreau să vă citesc notele. Este un parfum primit de ziua mea anul trecut de la prietena mea Alexi și discutăm despre un parfum foarte deosebit pe care era să-l și scap, nu scăpa, nu pleca. Discutăm despre Sex and the City. Mi-a stat un pic inima, am crezut că scape jos. Sex and the City este un parfum foarte frumos, foarte interesant din punctul meu de vedere. Un parfum care merită încercat măcar, pentru că are un miros deosebit. Un parfum care are o persistență foarte bună pentru ce este el, pentru prețul lui, rezistă bine, miroase bine, se dezvoltă și are în deschidere floarea pasiunii, portocala amăruie, fructe roșii, strugurei roșii și mandarină. În mijloc are gardenie, floare de portocal și asomie stelată, iar în bază caramel, ambră, note lemnoase și lemn de santal. Un parfum foarte frumos și foarte interesant. Îl țineam pentru zile, nu știu pentru ce îl țineam, dar vreau să mă bucur de ele și uitați cât de puțin mai am în el, așa că am decis să-l bag și pe el în Project Pen, să mă bucur de el și să-l folosesc, pentru că altfel aici stă. Următorul parfum băgat în Project Pen este Chloe Nomad, cred că îl știe toată lumea, un parfum șipru cu mușchi, cu corcodușe în deschidere, cu un iz ușor mai spre masculin, are corcodușe, are citrice, are mușchi, are ceva floral, este un șipru și în el mai am atâtica din 20 de mililitri, așa că m-am decis să-l bag și pe el în Project Pen. Nu pot să zic că mă leșin neapărat după mirosul lui, dar îmi place ca și miros și dacă stă aici pe raft între toate dulcegăriile, cu siguranță nu mă voi duce spre el, așa că m-am decis să-l bag și pe el în Project Pen pentru că de plăcut îmi place, dă bine pe mine, este într-adevăr un parfum fresh, poate fi folosit tot timpul anului, nu e nimic în neregulă cu el, miroase foarte bine, e ușor pământiu, e acrișor, e floral, e dens, are greutatea, dă un fel de senzație de umezeală de la mușchi, mușchi de stejar cred că are și e păcat de el. Și îl tot dădeam la o parte și m-am decis să-l folosesc acum, mă rog. Să îl am la îndemână și să-l folosesc pentru că în momentul în care va veni primăvara și vara,
clar mă duc pe Chloe by Chloe simplu. Următorul parfum este unul de la Avon pe care l-am de la Natalia. Stați așa. Ok. Și discutăm despre un parfum foarte frumos, extrem de frumos, de la Avon, despre Incandescence Lotus. Pe ăsta vreau să îl folosesc, vedeți că nu e folosit foarte mult din el, pentru că îmi place foarte mult cum miroase. Incandescence Lotus se deschide cu gutuie, mure și iedră. Deci are o deschidere absolut demențială parfumul ăsta. În notele de mijloc avem Lotus, Bujor, Crin alb, ginger, iar în bază avem mosc, violetă, vanilie și note lemnoase. Un parfum care poate fi folosit oricând, în orice anotimp, dimineață, seara, când te pui la somn, după duș, oricând vrei tu. Și din acest motiv mi-am propus să-l bag și pe el în Project Pen pentru a-l folosi mai des pentru că parfumul îmi place. Iar ultimul parfum este unul micuț pentru că încerc să alternez parfumuri mari cu parfumuri mici. Și avem de la Angel flancărul Angel Sun Essence de toalet lejer, care are toate notele la grămadă și are patchouli, bergamot, fructe roșii, trandafir japonez, mure, ciocolată amăruie, miere albă, caramel, vanilie, cumarină. Îmi place mult mai mult această variantă pentru că nu are atâtea condimente cât are Angelul original. Rămâne același ADN, dar e mai fresh, mai light, mai ușor de purtat. Îmi place foarte, foarte mult acest parfum. E și ciocolatos, e și fructățel, e și are și patchouli într-adevăr și se simte. Dar e foarte frumos. Am purtat din el, mai am foarte puțin, dar mi-am propus să-l aduc mai aproape pentru a-l purta. Am chef și de Angelul clasic, dar nu am chef tot timpul. În schimb, varianta asta, Angel Sun Essence, îmi place mult mai mult decât îmi place Angel original. Așa că m-am decis să mi-l pun și pe el în Project Pen pentru a mă bucura de el. Pentru că este un parfum bun. Scopul meu cu acest Project Pen, pe lângă că am unele parfumuri pe care vreau să le termin, că le am de ceva timp și vreau să mă bucur de ele și să vă le folosesc, este să mă și bucur de parfumurile pe care le am, să le folosesc, să mă bucur de ele, să mi le aduc în atenție, pentru că cu toții știm și e valabil cu orice, atunci când avem un lucru nou, tindem ca pe cele vechi să le dăm mai în spate. Și pentru că în ultima vreme am obsesii dulci, mi-am propus ca în acest Project Pen să nu bag chiar toate dulcegăriile, pentru că pe alea cu siguranță le-aș fi terminat, și ci să pun parfumuri din mai multe arii de miros, mai multe înspre zona asta fresh, să mă fac să le folosesc și pe ele, să le dau și lor atenție. Am ales parfumuri care să se potrivească și în această perioadă, dar principalul meu scop cu acest Project Pen este să mă bucur de parfumurile pe care eu le am în colecție. Chiar dacă sunt Avon, chiar dacă sunt Oriflame, chiar dacă sunt parfumuri de brand, nu contează, scopul Project Pen-ului este să mă bucur de ele. Termin unul, adaug altul, mai am și parfumuri de mers la culcare, mai am tot felul de parfumuri pe care vreau să le introduc în acest proiect și vom vedea împreună rezultatul. Voi face update-uri, nu cred că o să fac neapărat update-uri lunare sau aș putea să fac un update lunar la Project Pen-ul cu parfumuri și să vă arăt ce parfumuri am terminat, ce parfumuri am introdus, progresul pe care îl am cu parfumurile, dar m-am decis să fac acest update în momentul în care termin două parfumuri din Project Pen, unul sau două, și în momentul în care se vede un progres. Deci vom avea update-ul la Project Pen-ul parfumat în momentul în care vom avea și progres pe acest Project Pen. Asta a fost tot, sper să mă bucur de aceste parfumuri în perioada ce urmează, pe lângă celelalte dulcegării pe care le am în colecție. Sper că vă încurajez și pe voi să vă aduceți mai în față, din spatele colecției de parfumuri, parfumurile pe care nu le-ați mai folosit de mult și care vă plăceau și care vă dădeau o stare de bine și o senzație de plăcere, pentru că, cum spuneam, avem tendința să neglijăm ce este mai vechi atunci când adăugăm ceva nou în colecție, iar scopul meu este să nu mai neglijez
nimic și să mă bucur de toate parfumurile care au intrat în colecția mea. Vă încurajez și pe voi să faceți același lucru, să vă aduceți din când în când în față câte 1-2 parfumuri pe care le-ați uitat acolo prin dulap, dar care cândva vă plăceau. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like, nu uitați că pe mine mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul Coffee & Perfumes. Dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, nu uitați să o faceți și o să ne revedem, vedem noi când, cu primul update, cu progresul acestui proiect. Până data viitoare, să fiți fericite, iubite, parfumate și să ne revedem cu bine. Asta este tot ce contează. Până data viitoare, v-am pupat, iar mă bâlbâi nu știu ce cu mine. Vreau să zic multe lucruri și iar mi se amestecă în cap. Hai, v-am lăsat, pa, pa!